Plouă de dimineață, plouă de două zile și totuși lumea nu vrea să înțeleagă. Aparatele radar sunt pe traseu, mai mult probabil și la carosabil. Carosabilul, după cum știți, situația carosabilului este aceeași din 2007. Starea critică, deci a carosabilul, aderența este mediocră, asta se știe, sunt semnalate organele în drept, din păcate, vedeți că... Dar cu viteză și cu restricția, dacă ar fi fost respectată, nu s-ar fi... Deci plouă de o săptămână la Botoșani și pe acest drum n-am avut niciun accident de circulație. Din păcate, oamenii nu iau în considerare semnele de circulație, avertizările și tragediile se produc în continuare. Care s-a produs pe E58, pe raza comunei Vlădeni, s-a datorat depășirii neregulamentare, suprafeții carosabilului alunecos, neîndemânări în conducere, deci mai multe cauze au dus la așa. Vă cum vedeți, un copil de un an decedat, deși avea scaun de retenție pe bancheta dreaptă spate.